Thank you.
Vă spun bună ziua, mă numesc Tudose Constantin, sunt un om de rând al satului Cașin și mi-e revine deosebită plăcere să deschid cumva această manifestare organizată de primărie, de școala Cașin, primăria și ca și reprezentant al societății civile, cum suflă domnul profesor, Asociația Cașin Tezaur de Frumusețe. În această idee și pentru că suntem în prima decadă a lunii decembrie, aș dori să vă propun să ascultăm parte din imnul României, dat fiind că sărbătoarea națională a fost de câteva zile. Vă rog. Și chiar trebuie să iau cuvântul. Și din acest punct de vedere, încă o dată îmi cer scuze dacă o să am emoții. Bună ziua, dragi invitați! Mă numesc Nadia Elena Manea și în calitate de cășunancă și director al școlii gimnaziale Învățător Neculai Cuslaru din localitatea noastră, așezată pe mioriticul Plai Moldav, al Văii Cașinului, mă simt copleșită de o imensă bucurie și onorată totodată să vă adresez un călduros bun venit să vă, la manifestarea noastră organizată cu prilejul aniversării a 150 de ani de învățământ la școala Cașin. În acest îndelungat răstimp, generații de-a rândul au fost educate cu pasiune și dăruire de dascări cu vocație pentru această nobilă și unică profesie, de cele mai multe ori aceștia fiind ei înșiși cășunii, ba chiar soț și soție. Mulți elevi ai școlii noastre au devenit în decursul vremurilor intelectual de marcă, ducând cu mândrie numele școlii și de cășunan pe tot cuprinsul țării. Participăm la un eveniment inedit organizat de către școala gimnazială Învățător Neculai Păslaru Cașin, în colaborare cu Primăria Comunei Cașin și Societatea Civilă Asociația Cașin Tezaur de Frumusețe. Organizatorii au socotit că cel mai potrivit moderator al acestei manifestări este domnul Constantin Tudose, un ambițios, autentic și inepuizabil cășunean, căruia îi predau ștafeta, sau mai bine zis, microfonul. Vă mulțumesc! În timpul celor 8 ani de școală la Cașin, am fost ridicat de mai multe ori în picioare, nu pentru a spune lecția, ci pentru a primi atențiune. S-a vrut o glumă, dar de fapt mi-aduc aminte cu deosebită emoție de dascării care în aceste timpuri nu mai sunt printre noi. Vă propun pentru ultima dată în ideea în care am zis eu, să vă ridicați și să păstrăm un moment de reculegere în memoria celor care nu mai sunt dintre noi și care au făcut ca de-a lungul atâtor zeci de generații să pătrundă lumina în mințile copiilor noștri.
Vă mulțumesc! Pentru că este o manifestare școlară, am deosebită plăcere de a vă prezenta printre oaspeții noștri pe doamna inspector general adjunct Pistola Lina, pe domnul inspector teritorial Emil Ganea și viceprimarul municipiului Onești, a zis? Moinești. Cu 5 ani în urmă, și anume pe 14 martie 2010, am îndrăznit și găsind o alternativă la administrația locală, m-am îndreptat către, cum să spun, nu către puterea, dar către partea morală, religioasă a unei comunități ca a noastră. Și atunci, în stoborul bisericii din jos, am organizat împreună cu preoții și profesorii, de asemenea enoriașii care s-au întâmplat să fie la slujbă atunci, un moment de pomenire a domnului Nicolae Păslaru. Domnul Nicolae Păslaru, veți afla și de la copiii școlii Cașin câte ceva despre dânsul, de acelea încă nu o să vă mai spun. Dar spuneam atunci că am îndrăznit. În afară că noi cășunenii am pus o placă comemorativă pe unde pe edificiul de se află dumnealui, am îndrăznit eu să aduc la cunoștința cășunenilor o broșură în care spuneam printre altele s-au prăpădit rânduri de cășuneni și odată cu ei faptele și întâmplările pe care nu le vom mai ști niciodată. Am aflat câteva astfel de lucruri despre care un om care a văzut lumina zilei pe aceste locuri în urmă cu 100 despre un om care a văzut lumina aceste locuri în urmă cu 144 de ani. Fără a cugeta prea mult, am dorit să le aduc spre cunoștință elevilor școlii pe a cărui frontispiciu stă scris numele său Nicolae Păslaru. De fiecare dată când îi scria numele, simțea nevoia de a scrie înainte cuvântul Domn. Este, de fapt, diferențierea pe care, cu mult bun simț și respect, cășunenii o fac de la domn Păslaru încoace atunci când se adresează. Ori vorbesc despre știutorii de carte ai satului, cei care le-au luminat mințile copiilor lor. Astfel, nu veți auzi niciodată pomenindu-se în Batra sau pe moșia satului decât domn Vornicelu, domn Cimpoia, domn Popescu, domn Mânicuță, domn Ghioc, domn Ciurea, domn Cârjeu, domn Gârlan, domn Porun. Aș face o specificație. Printre noi se află mulți și le veți auzi de altfel și veți constata că noi îi apreciem la fel de mult ca cei care, în momentul în care eu am scris acea carte, nu mai erau printre noi. Le-au și veți constata și în caietul care îl aveți la îndemână că atât eu cât și cei care trăim în acest moment în strămoșească Vatra a satului Cașin le purtăm respect. Mi s-a părut și, de fapt, nu mi s-a părut, este într-adevăr o realitate că dascălii în acele timpuri și cred că și acum s-au bucurat din partea cășunenilor de aprecieri deosebite. Și este, v-aș mai cita ceva, pentru că era vorba despre domnul Păslaru. Am intrat datorită generozității doamnei învățătoare Maria Ghioc în posesia a parcă 7 pagini scrise de domnul institutor Nicolae Păslaru. Se adresa, de fapt, dumnealui urmașilor și spunea cam așa: viața mea fiind bogată în evenimentele, unele excepționale și vesele în succesele avute în cariera mea și triste în dese nenorociri, am socotit că e bine pentru familia și urmașii mei a lăsa în scris toate aceste evenimente trăite și simțite de mine. Desigur, unele din ele vor fi și un indiciu pentru unii din ai mei. Cum trebuie să se comporte în viață pentru ridicarea progresivă a familiei pe o treaptă socială cât mai înaltă posibilă?
Urmărim cu tenacitatea acest ideal din generație în generație, pot scrie ca model și alte familii. Iar înălțarea cât mai multor familii tinde la înălțarea însă și a patriei. Mijloacele ce ajută la formarea acestui ideal nu pot fi decât credința în Dumnezeu, împlinirea poruncilor religiei creștine, dragostea de neam și țară, cinste, economie și muncă dârză pentru a-ți spori zilnic patrimoniul cultural și material. Acestea sunt cuvintele unui înaintaș de seamă al nostru și sper că elevii și nu numai ei vor reține din îndemnul domnului Păslaru. Cei care i-au urmat ca și generații în familia dumnealui, sigur au ținut cont, dovadă că au ajuns oameni deosebiți și au făcut cinste străbunicului dumnealor. Aș continua prin a oferi microfonul elevilor școlii Cașin și a-i pofti aici spre a prezenta un moment din ce au considerat dascălii și copiii să arate cu ocazia acestei festivități. Bună ziua, stimați invitați, stimate cadre didactice. Noi, elevii școlii gimnaziale Institutul Nicolae Păslaru Cașin, suntem onorați să participăm astăzi la acest eveniment istoric pentru comunitatea noastră, adică sărbătorirea a 150 de ani de la înființarea școlii. Parcurgând monografia comunei noastre, scrisă în anul 1938 de Institutul Pensionar Nicolae Păslaru și în memoria Nicolae Păslaru, scrisă de domnul Constantin Tudose în anul 2010, ne-am propus să vă purtăm puțin pe aripile istoriei. Fiind vârstarea ale acestui sat, ne-am propus să vă spunem câteva caracteristici din trecutul școlii noastre și puțin din povestea celui care a slujit elevilor cășuneni timp de 23 de ani. Școala Cașin a luat ființă în anul 1858 sub conducerea cântărețului Ion Poncuș. Fiind întreținută de părinții elevilor, se predea cântul bisericesc, cântul bisericesc, rânduia slujbe bisericei și învăța rugăciune pe de rost. Deoarece cântul avea o semnătate deosebită, școala se numea Școala de Cântăreți. Școala a funcționat timp de 4 ani, după care în 1865 se reființează de data aceasta cu sprijinul satului și cu o nouă organizație. Primul învățător care a funcționat timp de 4 ani a fost Dimitrie Marcu. În 1867 urmează Hurmuzache Vechiu, până în 1869, când a fost numit seminaristul Ion Păslaru. În 1876 urmează Spidon Herțan. La 4 aprilie 1880, acesta este înlocuit de către Niculae Nedelcu, absolvent al școlii normale din Iași. La 15 septembrie 1890, acesta se transferă la școala din Călugări, la județul Bacău, și este înlocuit de la școala Tescan cu cel ce avea să scrie istoria satului, Nicolae Păslaru. N-am vrea să-i supărăm pe dascălii noștri care prin strădania lor au modelat oamenii. Noi ne-am propus să vă prezentăm câteva aspecte din viața și activitatea lui Nicolae Păslaru, deoarece școala noastră îi poartă numele. Nicolae Păslaru s-a născut pe 17 ianuarie 1866, fiul preotului Ion Păslaru. Clasele 1 și a 2 le-a absolvit la școala din sat, iar clasele a 3 și a 4 la școala urbană, numărul 2 din Târgu Ocna. Încheie cursul primar la vârsta de 13 ani, stă 2 ani acasă, după care, la 15 ani, se prezintă la examenul din școala normală de la Pârlad, fiind admis al treilea din 105 candidați. După absolvirea școlii, 4 ani mai târziu, obține media 9,75. Nicolae Păslaru și începe cariera la Căiuți, într-o școală cu ușă și ferestre deteriorate și lipită pe jos. Acest lucru nu îl împiedică să muncească așa cum îl formase școala de la Brălad, organizat și cu dăruire. 2 ani mai târziu merge la examenul de obținere a titlului provizoriu, se clasifică al doilea și obține post la școala din Tescani. Aici, pe lângă activitatea de dascăl, este și contabil la fabrica de spirit a domnului Tescanu.
Este apreciat pentru destoinicia sa și se propune renunțarea la catedră, dar, la îndemnul tatălui său, Ion Păslaru, se întoarce acolo unde s-a născut veșnicia, parafrazându-l pe Lucian Blaga, în satul natal. Așadar, începând cu anul 1890, își aduce o însemnată contribuție în educarea copiilor satului. În bună colaborare cu primarul Gheorghe Floroiu, om înțelegător și hotărât la acțiune, s-au îndreptat către Ministerul Agriculturii 15 decizii ale Consiliului Comunal, prin care se solicită vânzarea unui teren pentru a construi pe el local de școală. Acest local nu este altul decât cel în care ne-am întâlnit noi astăzi. Așadar, în anul 1898, Petre Can, ministrul al Agriculturii, la îndemnul domnului Tescanu, aprobă cea de-a 16-a cerere a cășunetilor. Tot în acel an s-a construit, din cărămidă, clădirea, în care astăzi funcționează Căminul Cultural Caș. Ne dorim ca următorii ani, în istoria școlii noastre, să ne dezvăluie dascălii noștri, pentru ca, la rândul nostru, să ducem povestea mai departe. Vă mulțumim! E clar că noi avem viitor prin dumneavoastră. Vă mulțumesc! Încheiem momentul nostru și dedicăm următoarele versuri celor care au fost, sunt și vor fi dascăli. Dascăliza, de Octavian Goga. Când tremurându-și jalea și sfiala, un câmp priberg îmbrățișează firea și un trandafir crescut în umbră moare și soare nu-i să-i plângă risipirea. Și soare nu-i să-i plângă risipirea. Eu plâng atunci că tu grăsai în zare. A noastră vremuri și dreaptă muceniță, copil blajin, cu mintea cea de vreme, sfiernică, bălaie, dăscăliță. Ca strălucirea ochilor tăi limpezi, poveste nu-i mai jalnic povestită. Tu ești din leagă în soră cu sfiara, pe buza ta n-a tremurat ispita. Cu luna ta, de zile și de visuri, au împletit-o rele ursitoare, ca fruntea ta nu-i frunte de zăpadă și mâna nu-i atâtea știutoare. Moșnești, ce de ți-ai călțuri din strană, din graiul tău, culeg înțelepciunea. E scrisă parcă în zâmbetul tale, semnătatea slovei de scripturi. În balda lor, cărunte ca un mucu, ei strâng prin osurile în lacrimile sfinte, că-și văd a Ievea într-o pace a slovă, în vorba ta, domnoară și comună. La tine vin nevestele să-și plângă, feciorii duși în slujbă la împăratul, și tu ascunzi o lacrimă între slove, în alte țări când le trimiți oftatul, și fete vin să le înflorești altița. În pragul tău e plină unicioara și fetele șoptesc în taină ce mâini frumoase are domnișoara. Așa, rânjind copiii altor mame, te știi zâmbind în fața ta fecioară, iar căpătuiul somnului tău vitreg din vis de șerza ta nix în fioară. Tu parcă auzi, cum picură la geam, un ciripit de pui de rândunică și un gând răzlețe ți-o fierbântă tâmpla, cu tine adoarbe dulce, sfântă frică. Sfios, amurgul toamne mohârde, își mișcă încet podoaba lui bolnavă, ca din cădeliți fumul de tămâie, prelung se zbate frunza din dumbrav. Tu stai în prag, iar din frăgar o frunză, la sânul tău s-a coborât să moară, iar vântul spune crengilor plecate, povestea ta, frumoasă domnișoară. Mulțumim, copii! Puteți să mergeți. În caietul pe care îl aveți sau ar trebui să-l fi primit fiecare din cei care au intrat aici, mi-am permis, pentru că era gata să ratăm acest eveniment. Se întâmplă. Se întâmplă chiar dacă odată la 150 de ani. Satul nostru termină și termină minunat un an extraordinar din punct de vedere al evenimentelor socioculturale. Am avut în prima parte a anului o reprezentare la Muzeul Național al Satului.
De 15 ani, județul Bacău nu mai fusese prezent cu niciun fel de manifestare în, în acest edificiu și instituție, de fapt, unde reprezentativă pentru etnografia românească. Am fost și ni s-a recunoscut nou ca și sat existența unei zestre etnografice deosebite. În luna august am continuat ceea ce s-a început în 2012, manifestarea care ar trebui să cinstească zilele satului. Și am îndrăznit noi, după ce cu un an înainte se desfășurase un simpozion intitulat Etnografie și tradiții în Cașin, la care am avut șansa, onoarea și nici nu mai am cuvinte să spun, să-l avem prezent pe probabil cel mai bun etnograf al țării, profesor dr. Ion Chinoiu, care de asemenea s-a minunat și s-a întrebat cum de nu am fost noi subliniați în cărțile de specialitate până acum. Și în, așa cum am vrut să spun, în luna august am îndrăznit și s-a desfășurat la noi un simpozion pe tema, având ca și titulatură, nu și tema implicit, O vârșie a Mioriței. Am îndrăznit și se pare că bine am făcut că am îndrăznit cu toții cei care au participat și cei care ne-au sprijinit moral pentru desfășurarea acelui eveniment. Am îndrăznit să readucem în discuția, am constatat cu mare plăcere, în discuția națională Miorița. Începuse, sper că s-a atenuat cursul, începuse demitizarea Mioriței, această baladă națională despre care nedrept se rostesc și lucruri care n-ar trebui să fie spuse despre o așa creație. Ei, cu această ocazie am avut șansa să avem ca și musafir preacademicieni, numeroși profesori universitari, doctori, dar mai ales să se recunoască că la 20 de kilometri în linie dreaptă de vatra satului nostru se află singurul loc de pe harta geografică a României unde se întâlnesc ținuturile celor trei personaje din balada populară. Nu ne-am mulțumit numai atât să arătăm cu degetul și chiar am făcut ceva acolo la o bârșie, instalând, montând și chiar sfințind cu ajutorul preotului Marius Cojocanu, un edificiu, mi s-a spus că pot rosti fără nicio reținere, un monument de cultură populară spre a confirma acel loc unic de pe harta geografică a României. Am vorbit de aceste evenimente pentru a sublinia faptul că și acesta este o continuare, o continuare a noastră, a cășunenilor, de a ne face simțită prezența. Nu zic că am fost discreți, dar parcă ne stă bine mai așa, știți dumneavoastră ce din Cașin, să dăm din coate și să arătăm ce avem noi frumos și bun. Am reușit, de aceea sunt sigur că prin prezența dumneavoastră, a dascălilor satului, a celorlalți musafiri care îi avem și pe care îi respectăm în mod deosebit, să această manifestare să devină un succes. Acest caiet s-a vrut la început să fie o mapă, dar am renunțat și atunci s-a transformat într-un caiet în care, atât cât m-am priceput eu, am inserat părerile unor dascăli din satul nostru, dar și fragmente din capitolul 1, care se numește începutul a unei lucrări, care sper să nu rămână numai începută, istoria școlii Cașin. Și mă pregăteam ca această lucrare să se termine, însă, dat fiind această aniversare, timpul este implacabil asupra noastră, mi-am permis și am transcris câte ceva din acea lucrare. De asemenea, mă pregătisem pentru eventuala lansare a monografiei cu anumite elemente. Am căutat, atât cât mi-a stat în putere, manuale școlare vechi. Dacă veți dori, le veți găsi aici, inclusiv
manuale din 1883 și așa mai departe. Poate mai sunt unii dintre dumneavoastră care n-ați văzut un ceaslov. Există pe această bancă, ce are o vechime de 130 de ani, banca. Nici măcar nu este a noastră, este a străbunilor noștri. Și o tăbliță de scris, copii. Nu este tableta din zilele noastre, dar este o tablă de scris. Dacă veți fi curioși, da, să vedeți... Mai e copii. Sigur că da, spune distinsa doamnă că după asta a învățat. Ei, și așa mă gândeam eu să mă pregătesc pentru eventuala lansare. Am făcut câte ceva, pe sfert, pe n-are importanță cum, dar am făcut pentru a cinsti această aniversare. Aș cita un pic din acel prim capitol. Așa cum știți și dumneavoastră, cum preoții satului predică, cum scriu istoricii neamului, învățământul și pe ale noastre meleaguri a început în tinda bisericii, așa cum au subliniat și copiii citind despre domnul Păslaru. Și unde în altă parte se putea deschide omului una dintre cele mai minunate taine pământești decât în casa Domnului. Ne închipuim de asemenea cum preotul sau preoții satului, cântăreți o dascăl neștiuți după nume, încercau cu multe sute de ani în urmă să învețe precâte un copil să puchisească într-o limbă, rusa, slavona, mai apoi greaca, ce nu ni s-au potrivit nou niciodată. De altfel, lăsând informația să curgă, prin una din puținele lucrări de statistică foarte veche pe care o cunosc, Catagrafia 1832, se arată că la acel an, în Cașinul, plasa Târgul Drotușu, slujeau 12 preoți și 7 dascăli. Am mai zis și preoții satului spun, Comuna Cașin a fost un punct de religiozitate, a zice, importantă pentru zonă. Se păstrează tripticul prin cele 3 biserici ale satului și dacă adâncim studiul vom afla lucruri extraordinare, cum tot preoții zic, de faptul că suntem feriți în această depresiune de multe încercări pe care Dumnezeu ne le dă. Și continui. Vom detalia și compara cu altă ocazie această informație referitor la numărul de preoți, însă este clar că premisa ca în satul nostru, forma de învățământ pe lângă biserică să fi fost dezvoltată cu aproape 200 de ani în urmă, este cea mai mare din județ. Și în sprijin această afirmație, mai mulți preoți decât... Deci mai mulți știutori de carte conform acestei lucrări de statistică se aflau doar în Comănești, 13, dar la un număr de locuitori mult mai mare. Aceea situație avantajoasă la teoria pe care o susține era și la dascăl, fiind Cașinul pe locul 3 în județ de data aceasta, ca număr al celor care probabil au ajutat îndeaproape la procesul de învățământ. Deocamdată date certe despre învățământul pe lângă biserică, cum au spus și copiii și cum am văzut și eu ieri, că sunt foarte bine pregătiți din materialele care, puține, care le stau la îndemână despre istoria școlii Cașin, s-a desfășurat pe lângă biserică și sunt furnizate de seminaristul Ioan Păslaru, fratele mai mare a celui care ne-a lăsat carte de identitate, adică monografia satului Cașin. Dumnealui ne vorbește de un început al învățământului pe lângă biserică în anul 1858. Și parcă aș renunța să vă mai spun, dar aș mai zice ceva, pentru că veți avea la îndemână să citiți. Și spun despre, eu cercetând la arhive, am întărit multe din spusele domnului. Domnul Păslaru în monografie face câteva referiri la învățământ, dar succinte însă precise și importante. Câteva le-am mai corectat prin documentele care mi-au stat la îndemână. Probabil în data de 12 februarie 1873, pentru că pe 9-2-1873 există adresa numărul 30 a primăriei Curița. Unii poate în premieră aflați, eu am mai zis-o și altora, că localitatea componentă a satului Cașin Curița a avut și administrație proprie, adică primărie. Și aflați acum și un an. Aș merge înainte și tot din istoria școlii Cașin v-aș aduce la cunoștință un element deosebit.
Încă din acele timpuri de început ale învățământului am avut parte de dascăli, ca și după aceea, ca și în prezent, de dascăle deosebiți. Și aș cita. Comuna noastră, cu temenicea și vechimea sa, și ca o recunoaștere acesteia, a făcut ca odată cu începerea învățământului instituționalizat în Principatele Unite, școala satului Cașin să fi fost aleasă drept școală modelul. O să vedeți, este pe mine m-a înfiorat când am văzut acest document care atestă că în anul 1868 școala din Cașin era consacrată ca școală model pentru cele din zona noastră și din județ, evident. Aș mai spune câteva cuvinte despre începuturile învățământului în satul nostru, de data asta cu referire la documente, pentru că este clar, nu poți vorbi de o monografie fără să faci referire în special la documente. În referirile succinte din monografia satului se spune că începutul învățământului pe cheltuiala statului și într-o organizare laică de data aceasta a avut loc în 2 ianuarie 1865. Nu am reușit să argumentez cu documente această dată. Am găsit însă în arhive un document datat 1 ianuarie 1866 și pe care îl redau ca atare. Se află în acest înscris. Acesta însă putea fi scris și mai târziu. El făcea referire la actele școlii Cașin și reprezentam coperta unui dosar mai degrabă. Însă, în 9-1-1866 există un document clar care face referire la începuturile învățământului în satul nostru. Din documentele ulterioare, la 23 martie, rezultă că învățătorul era în serviciu de 6 luni. Concluzia, primul an școlar din învățământul instituționalizat din comuna Cașin a început în septembrie 1865 și a fost finalizat la 19 iunie 1866. Înscriși în acel prim an au fost 65 de elevi. Cred că ar veni stră bunicii generațiilor de peste 50 de ani trăitori acum în satul nostru. Nu, se vede. Și îndemnam eu eventualul cititor al citiți-le numele cu nesat, dar șoptit, cum am făcut și eu, spre a nu le tulbura liniștea de veci ai veacului lor. Veți constata că sunt aceleași nume de familii ca și acum, însă cu de-a lungul generațiilor ele au suferit mici modificări. Câte o consoană lipsă, câte o vocală, și așa au ieșit niște nume modificate. La 3 zile după acest prim examen public, care s-a petrecut în vatra satului Cașin, noi vorbim de învățământul instituționalizat, vă rog să constatați că învățătorul satului aduce la cunoștință superiorilor săi, în speță revizorul școlar, procesul verbal încheiat cu ocazia examenul, dar și o listă a copiilor din referatul lunar. Se știe, știi și dumneavoastră, omul sfințește locul. Așa s-a întâmplat și cu învățătorul din acel an, 1865-1866, Dimitrie Marcu, locuitor al Văii Cașinului, seminarist, un deosebit înaintaș al nostru. Era așa cum rezultă din corespondența purtată de dânsul cu autoritățile locale și județene, un meticulos și un perseverent pentru vremurile acelea de pionerat în ale instrucțiunii. Dintr-o neștiută, dar fericită întâmplare, dumnealui a ocupat acest post prin reprezentarea învățătorului numit de autoritățile timpului, Mânase Dumbravă. În acel an, nu am reușit să aflu cine era primar în Cașin. Știu și veți ști și dumneavoastră că preot al satului era Ioan Păslaru, bătrânul, tatăl autorului monografiei și al seminaristului Ioan Păslaru. Doi din copiii dumneavoastră, pentru că a avut mulți, punându-și amprenta deosebită asupra vieții școlare din satul nostru. Dintre autoritățile locale ale timpului, am reușit să descifrez pe documentele respectiv 2 consilieri locali, Nicolae Drăguțu și Dumitru Dragu.
Veți remarca din parcurgerea tabelului cu elevii participanți la primul examen știu din școala ca și numele elevilor, așa cum erau în urmă cu aproximativ 150 de ani. Și v-am spus de modificările care s-au petrecut. Sunt niște întreruperi din text și revin la anul când destoinicul, dar ilustru necunoscut până acum, Dimitrie Marcu, începe corespondența cu superiorii săi, trimițând prescriptul verbal din data de 9.1.1866. Școala funcționa în case ale sătenilor, total improprii, chiar și pentru începuturi. Dotarea era nemulțumitoare spre nimic. În corespondența din a doua parte a anului școlar, pe care o voi reproduce în continuare, mai exact din 23 septembrie 1866, vă rog să admirați demersurile deosebite pe care le face învățătorul Dimitrie Marcu pe lângă autoritățile locale ale timpului, prin care să convingă părinții elevilor să asigure frecventarea în mod cât mai regulat a cursurilor. Și citesc din acea adresă. Vă rog ca să cercetați pe aceia părinți și să aplicați legea asupra cărora veți găsi de cuvință, căci lăsându-i în voia lor, se vor retrage toți de la școală, fiindcă nu cunosc cu atât copiii, cât nici părinții, viitorul și lumina ce poate să le vie învățându-l. Observați demersurile de la începuturile învățământului instituționalizat în satul nostru. Ne-a simțit de frumoasă și emoționantă pledoaria neștiutului învățător, de memorat chiar aceste vorbe de duh, chiar dacă este vorba despre o problemă de frecvență. De altfel, dumnealui ne lasă moștenirii din acel zi, de 23 martie 1866, o înștiințare având numărul 6, către primarul satului, legat și de problemele materiale pe care le întâmpinăm la casele ce găzduiau școala. Avem astfel o primă descriere a localului, dacă local se poate numi acea încăpere în care se desfășurau cursurile. Și citez din adresa respectivă. Subscris, domnului primarul, subscrisul se adresează către dumneavoastră descriindu-vă ceea ce și dumneavoastră bine cunoșteți. Casele în care este școala acestei comuni, pe care dumneavoastră o dirijați, sunt într-o stare destul de rea, și pe lângă aceea foarte periculoase din cauza ruinărilor pe de toate părțile. Așa încât ferească Dumnezeu de o furtună ce ar putea să le dărâme cu totul, că atunci ar cauza primejdie foarte mare asupra copiilor ce s-or afla în școală. Pe lângă aceea cred că bine cunoaște și îngrăditura de pe împrejurul lor în ce poziție este, din care cauză rămătorii nu numai că se scarpină toată ziua la pereții școlii, dar câteodată intrăm și în lăuntru. O descriere mai mult decât pitorească și venită la moment de aniversare, parcă face bine copiilor care învață într-un astfel de local de școală, despre care vom cunoaște mai mult de la cei care au contribuit la construcția lui și poate și din cei care au învățat pentru prima dată, trecând de la o școală care atunci, în 1868, ar fi fost extraordinară. Adică aceasta în care ne aflăm noi acum și despre care nu o să vorbim, că v-am spus copiii. Aș continua. Nu m-aș îndoi să nu cunoașteți și obiectele necesare în școală, fiindcă v-am mai făcut-o cunoscut-o. Dar cu toate acestea, și acum vi le mai descriu, că este de necesitate. Și urmează o înșiruire. Două bănci pentru nisip, o tabletă pentru litere, o catedră. Înăuntru nu s-au văruit-o câtul de puținul, spre a fi mai curat pe vară, atât în odaia unde ședeau, precum nici în ceea în care studiază copiii. Apoi toate acestea le aduc la cunoștință dumneavoastră spre a vă convinge că sunt neapărat trebuitoare. Și vă rog ca până la caselor reparare, îngrăzitura de pe împrejur să se pună în lucrare facerea obiectelor necesare în școală. Dar nici reparatul caselor nu trebuie întârziat. Că să nu se întâmple ceea ce am zis, să ferească Dumnezeu, sau făcându-ne vreo revizie, căci atunci pe subscrisul nu-l va primi nicio răspundere. Așadar, și atunci era teama de revizie, de fapt, de teama revizorului școlar.
Sper că și acum aveți o oarecare sială de inspectorii școlari. Dumitru Marcu, văzând lipsa de reacție a celor care dirigeau comuna, în acel timp înștiințează despre aceste probleme subprefectul de plasă Trotuș și revizorul școlar. Primul an școlar al învățământului instituționalizat în limba română din comuna Cașin se încheie, așa cum am zis, la 19 iunie 1866, printr-un examen la care participă 23 de elevi, din totalul de 65 prescriși prin catalogul de examinare. Sunt mulți, puțini, n-avem cu ce compara, pentru că eu nu știu alte date de la acea vreme din școlile sătești ale județului. De altfel, cred că am mai zis, o repet și să mă ierte cei care au mai auzit, avem o șansă, nu știu, ne-a ajutat divinitatea, ca la Arhivele Naționale să avem un fond despre cartea, despre școala Cașin comparativ cu școala numărul 1 din Bacău. Poate nu e o coincidență că noi, noi cășunenii sărbătorim sau aniversăm cu un an în urma Bacăului primul atestat documentar al satului nostru. Și parcă ne sporește mândria, nu-i așa? Să mergem mai departe și să mai spun câte ceva despre începuturile acestui proces de învățământ instituționalizat în satul nostru. Pentru al doilea an școlar 1866-1867, care a început la 1 septembrie, învățătorul Dimitrie Marcu a făcut demersuri încă din vară în vederea înzestrării și îmbunătățirii condițiilor de învățătură. Deși salariul pentru anul precedent nu-l primise complet, nici acum. Încearcă prin înscrisuri și adunări cu autoritățile sau părinții copiilor să facă o casă a școlei, un deziderat îmbrățișat de mulți dascăli ai timpului. Insistă, trecând de la amenințări sau vorbe mai aspre din înștiințări la vorbe de laudă, gen ca primar și ca cel mai capabil dintre locuitorii acestei comune. Așa, am încheiat citatul, nu zic eu. Insistă în a găsi resursele necesare unor condiții mai bune pentru cursurile ce stau să înceapă. În 22 august, trenicul învățătoriu se adresează prefectului care, caracterizând pe cei ce nu-l ajută, spunând: cât sunt de întunecat și de orb la minte, neștiind carte și cât și că mult bine și lumină pot să le producă copiilor învățând carte. Aflăm mai apoi din același text primele date despre starea socioeconomică a comunei. Și ascultați ce spune despre comuna noastră un dascăl în anul 1866. Fiindcă această comună în privirea altora este cea mai întâi, căci din mila lui Dumnezeu până ce le este în destul de bună privirea timpului, lipsiți așa cu totul, nu sunt venituri în comună. Încă, că precum se vede în buget, din care o economie ar putea să facă nu numai o casă de școală, dar și alte îmbunătățiri. Numai dacă ar lipsi dintre dânsii, și punem în paranteză, sau pun eu, concilierii, secăturile cele de nimica, printre care făcu o mulțime de cheltuieli zadarnice. Iată ce gâlceavă era și atunci pe bugetul acordat învățământului. Nu numai acum sunt privați de școlile și învățământul în general de bani de la buget. Desprindem concluzia că pregătirile pentru nou an școlar s-au lovit de aleșii locali care și mult după aceea ajunși în fruntea satului au devenit deștepții satului, în mintea lor, bineînțeles, și atât deocamdată despre aceștia. Insistența la autoritățile județului au dat tot în joade, reușindu-se a se face curat pe interior la casa școlii. În 29 octombrie, Dimitrie Marcu insistă pentru cele de trebuință, adică un chetrar pentru reparatul sobei, un lemnar să repare ușile și să facă un scaun și o masă să aducă lemnele trebuitoare, să ordone rândașului să facă curățenii și să facă focul. De asemenea, dorește să cumpere lumânări, hârtie, cerneală, cridă, adică cretă, pentru tabelă, așa, ultimele până acum cumpărându-le din banii săi. Tot atunci aduce la cunoștință că nici salariul pe trimestrul 3 al anului precedent nu l-a primit, primarul spunând că n-are bani de unde să dea. Chiar a avut viață grea învățătorul satului în acel an și ca o bomboană pe colivă a fost agresat de doi din concilierii netrebnici ai timpului, a căror nume nu-l mai rosti.
Învățătorul Dimitrie Marcu reușește pentru începutul acelui an școlar din Cașin să strângă 52-55 de elevi între 8 și 12 ani, atât din cei care au frecventat cursurile din anul precedent, cât și alții. Nu vă reamintesc, s-a început cu clasa 1, bineînțeles. Cursurile s-au desfășurat în aceleași condiții grele, dar cu un învățător doritor de a aduce lumină în mintea copilului. Unul care părăsește însă slujba din satul nostru la sfârșitul anului 1867, pe 30 decembrie, lăsându-ne relatări unice despre începutul învățământului instituționalizat în limba română la Cașin și multe informații pitore și prețioase despre relațiile cu autoritățile acelor timp. Se cuvine acum să-i adminăm, zic eu, semnătura. Ia uitați, în acest fel semna Dimitrie Marcu. Pe mine m-au emoționat și le-am reprodus și în această broșură. Așadar, atât am dorit să vă aduc la cunoștință despre începuturile învățământului instituționalizat în satul nostru. Eu zic că avem motive dascălii care ne educă copiii dumneavoastră, elevii și noi locuitorii din strămoșească vatră a satului, să fim mândri și de acest segment a vieții noastre, adică de învățământul din satul Cașin. Atât cât am reușit să parcurg, adică până la anul 1904, sunt momente deosebite în care activitatea dascălilor a celor vremuri sunt evidențiate la nivel județean și chiar național. Vă mai spun un singur astfel de aspect. Am îndrăznit în lucrarea In Memoriam Nicolae Păslaru, ca pe baza relatărilor domnului profesor Lupu, din ce și amintea dumnealui de la bunicul dânsului, viceprimar în comuna vecină, și din tot din amintirea spuselor bunicii domnului Dan Băleanu, despre participarea comunii noastre, a elevilor școlii, a dascălilor, organizat de Nicolae Păslaru la comemorarea a 300 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. În 1904, la Borțeș s-a petrecut acest eveniment. Parcurgând documentele de la arhivă, am scris atunci, numai așa ce mi-am putut închipui, pe baza celor puține vorbe care le-am aflat de la distinși domni pe care i-am spus mai înainte, că s-au dus cășunienii chemați de Ștefan cel Mare, practic așa trebuie să fie întâmplat, în căruțe gătiți musai în straie naționale, către la chemarea lui Ștefan la Borsești pentru a cinsti memoria voievodului. Însă în arhivele școlii, nu, arhivele de la Bacău referitoare la școala Cașin, găsesc referiri mult mai exacte. Avem o adresă a ministrului principatelor de atunci și părintele învățământului românesc, în care se înmânează domnului Nicolae Păslaru un diplomă de mulțumire pentru modul cum a organizat pe cei de pe Valea Cașinului și participarea de la acel eveniment. Este unul din momentele pe care eu am reușit să le consemnez, probabil nu deosebit din punct de vedere literar, de fapt nici nu am pretenții, dar mi-e bine că pot aduce la cunoștința celor care vor să audă anumite întâmplări petrecute în satul nostru. Am mai diversificat spre să vorbesc numai eu și atunci aș invita un grup de fete frumoase și care ne sunt dragi nouă și fac parte din peisajul cultural al satului nostru într-un mod deosebit. Cred că v-au emoționat și pe dumneavoastră, așa cum m-au emoționat pe mine, când în ajunul Crăciunului anului 2012 am văzut, știți cum era și cum am fost de altfel acele
aceste decenii de non-cultură, de nimic aproape din punct de vedere al trăirilor și al manifestărilor culturale de după Revoluție. Cenușiu este o culoare care se potrivește sau nimic, că nimic se petrecea în satele noastre apropo de cultură. Ei bine, m-am mirat și nu mi-a venit a crede, nu m-am pișcat că nu-mi stătea bine, dar am fost să văd ce se întâmplă. Am văzut niște copile îmbrăcate național, în ajunul Crăciunului, pe ulițele satului. Nu se putea, nu-mi venea a crede. Da, m-am emoționat și atunci și acum, pentru că mi era foarte bine. Mai apoi, dinspre biserică, dinspre parohia Sfântul Dumitru, de fapt preotul Marius Coșuneanu, le-a și spus cum trebuie să se numească grupul lor. Suratele Dâncașe. O denumire extraordinară, pentru că face referire la prietenia care se lega când și se manifesta, de fapt, numai cu ocazia așezătorilor care s-au petrecut, slavă Domnului, și în satul nostru, au legat prietenii adevărate, împletind muzica cu munca, musai fetelor. Da? Deci așa se întâmpla la așezători. Se cânta, dar se făcea și treaba. Noi acum vă invităm, pentru că urmează colindul și poate dintre oaspeții noștri, dintre noi, nu vă vom auzi atunci când ne veți bate la poartă și ne veți întreba dacă vă primim cu colindul. Le-am făcut o propunere, nu știu, atâta putem cuprinde unii. În monografia satului se află două colinde culese de domnul Păslaru. Se pare că e mai greu de pus pe melodiile care noi le cunoaștem, dar există două colinde care sunt ale noastre, ale Cășunenilor. Să ascultăm Suratele Dâncașe.